La 20 noiembrie curent, în baza unei informații operative a Ministerului de Interne, Procuratura Generală a inițiat o cauză penală în baza articolului 145 după indicii pregătirii omorului vicepreședintelui Parlamentului Republicii Moldova, Iurie Roșca. În cadrul acțiunilor primare efectuate, s-a decis de a preîntâmpina vicepreședintele Parlamentului despre organizarea acestui asasinat și de a lua măsuri sporite de protecție acestuia. Concomitent, Iurie Roșca a primit un apel telefonic de la o persoană care s-a prezentat că este, el este cel care a primit comanda de a asasina pe Iurie Roșca, dar că el s-a dezis de intenția sa criminală. În urma măsurilor întreprinse în comun cu Ministerul de Interne, s-a stabilit locul, apartamentul care a fost închiriat de către acest killer și în rezultatul unei percheziții autorizate, în apartamentul respectiv a fost depistat un pistol, model Beretta, cărți topografice cu amplasarea sediului PPCD și locuinței domnului Roșca, fotografii ale acestuia și al automobilului său. De asemenea, în cadrul percheziției a fost depistată și o scrisoare, care, deși nu este indicat adresatul, dar după conținut se vede că este adresată lui Iurie Roșca, în limba rusă. Voi da citire câteva fragmente din această scrisoare. Я решил написать тебе, но не по зависящим от тебя причинам. Только не думай, чтобы во мне проснулся гуманизм, это мои личные проблемы, я солдат, а ты мишень. Ничего личного, вопрос в другом, тебе это не касается. Вот пару интересных для тебя моментов. На меня вышли люди вашего блатного болгара, зовут его Гриша. Мои ребята пробили, работает он на одного бывшего вашего ГБшника, который сейчас в Москве. Именно от него, по ходу, и пришли к нам деньги. По прибытию в Молдавию я встретился за городом, в ресторане с молдавской стороной, и мне передали документы из ТФОЛ. Все были на фасоне, сразу видно политики. Мне передали еще часть суммы, другую часть я возьму позже у тебя. У тебя такие деньги есть, и ты мне их должен за жизнь. Не суди, но судя по тому, какие у тебя враги, я тебе не завидую, тебе осталось мало. Меня не ищи, себе дороже. Очень заморишься. Iată acest conținut al scrisorii. S-a dat o indicație Ministerului de Interne de a întreprinde un cerc de măsuri operative și de urmărire penală în scopul identificării autorilor și deținătorilor telefoanelor mobile cu care a avut contacte telefonice persoana killer. Stimați colegi, aș suplimenta ceea ce a relatat domnul procuror general. Chiar din primele zile când a fost primită această informație operativă, printre altele din contingentul lumii criminale pervenit inițial, vis-a-vis de aflarea acestui killer în Moldova și intențiile sale, a fost întreprins măsurile de securitate în privința domnului Roșca, cât și a membrii familiilor sale. Printre altele s-a stabilit că sunetul care a fost în adresa domnului Roșca era pe cale de plecare din Moldova la trecerea prin raionul Creuleni în direcția transnistreană. În urmă, cer scuze, domnule, să face o remarcă. Este vorba de amplasarea antenelor de reper, după care se poate de verificat mișcarea deținătorului telefonului mobil în momentul când a făcut apelul telefonic. Evident că au fost efectuate deșifrările telefonice acestui număr și s-a stabilit o multitudine de telefoane atât fixe cât și mobile, atât în interiorul țării cât și în afara Republicii. Astăzi, nu se ocupă de cuviință, vă duce la cunoștință numai trei adresați sau trei abonați cu care a avut contact această persoană. Și mă refer, unul din numere de telefoane înregistrat în Federația Rusă în Moscova, aparține sau este înregistrat oficial după domnul Valeriu Pasat, este stabilit nu numai de către serviciile noastre speciale, însă în comun cu serviciile abilitate din Federația Rusă. În perioada cât au avut loc aceste măsuri operative, anume de pe 13 până pe 20 decembrie, contactul reciproc au fost de 9 ori. De asemenea, au fost două contacte de asemenea reciproce,
cu numărul de telefon ce aparține domnului Serafim Urechean și două contacte reciproce cu un telefon care este înregistrat după un cetățean din raionul Iova, însă de fapt se folosește de acest număr de telefon domnul Ion Pleșca, deputat în Parlament. Una din versiunile de bază care au fost înaintate de către Iurie Roșca, aș dori să menționez că la acel moment încă nu erau cunoscuți titularii acestor telefoane, a fost indicat același Valeriu Pasat, Serafim Urecheanu și Ion Pleșca și ultimul chiar a făcut referire la un demers anterior înaintat Procuraturii Generale, când în cadrul unei ședințe plenare a Parlamentului, în cadrul căruia Iurie Roșca l-a învinuit pe Ion Pleșca de protejarea unor persoane criminale, acesta a făcut un gest cu mâna la gât, fapt care ulterior noi am ridicat caseta cu înregistrare și este confirmat. Deci, la etapa inițială a urmăririi penale, într-adevăr, se conturează informația că persoana respectivă, într-adevăr, este un killer profesionist, iar concluziile noastre referitor la legătura acesteia cu o serie de persoane, inclusiv cu cele care le-am nominalizat, sunt niște concluzii bazate pe niște informații obiective, inclusiv pe interceptările fixate de către telefonia mobilă. Reieșind din faptul că anterior, în 2005, a mai fost o tentativă de organizare asasinării lui Iurie Roșca în scopul destabilizării situației social-politice din Republica Moldova, în care figurează două persoane și acum, este vorba de autoritatea criminală Grigorie Carmalac și ex-directorului Serviciului de Informații și Securitate Valeriu Pasat, s-a decis conexarea acestor dosare penale într-o singură procedură, așa că ancheta acum derulează atât pe cazul de atunci, cât și pe cauza penală din prezent.